Bună ziua! De data aceasta ne aflăm în studiourile Roman TV. Ideea aceasta de a fi aici ne-a venit pentru că toți copiii doreau să cunoască studioul unde se fac știrile și chiar emisiunea Showtime. Ne-am adunat aici cu micul mare și iată-ne aici unde astăzi vom filma pentru emisiunea Showtime. Dragi copii, dragi părinți, vă așteptăm să veniți la Asociația Culturală Domidens din strada Castanilor numărul 1, lângă piața centrală, deoarece vacanța înseamnă și să cântăm mai mult, și să dansăm mai mult, să pictăm și să studiem la chitară sau pian. De fapt, să ne bucurăm împreună și să dezlegăm tainele artei. Și acum vă voi prezenta copiii de la Asociația Culturală Domidens care vor performa astăzi. Nicol Avădănii are 8 ani și este tot din Pildești.
Este debutantă, este foarte drăguță și îi place mult să cânte. Astăzi ea ne va interpreta piesa Doar când ai prieten. Să o aplaudăm! Georgiana Păslaru, o fetiță foarte frumoasă cu o voce foarte bună. Ea ne va interpreta piesa Cântec pentru bunica. Să o aplaudăm! Mi-ai însoțit primul pas timid, somnul mi-ai vegheat, iubire mi-ai dat. Lacrima-mi ștergeai și mă alinai cu mângâierea ta mereu. Mea s-o pot păstra. Doamne, ce mult aș vrea încă o viață să-i pot
și eu. Tu te miști mai greu, dar blândă-i vorba ta. Ioana Mărți, finalistă la emisiunea concurs Next Star și care a reprezentat România și orașul Roman pe micile ecrane. Finalistă la Festivalul Național Mamaia, a câștigat numeroase trofee la festivaluri naționale și internaționale, este o fată foarte talentată și foarte frumoasă, ea ne va interpreta două piese și sperăm să vă placă. Oprim un aplauz pe Ioana Mărți! Oh,
know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. Ultima, dar nu cea din urmă, sunt eu, Ana Maria Roșu. Sper să vă placă ceea ce vă voi cânta. You won't hold my love and my devotion. You want my love and song. I have no doubt.
pretend to care. One night only, one night only. Come on, big baby, come on. One night only, we only had till now. In the morning, this feeling will be gone. It has no chance.